Vești bune pentru elevii care au studiat în străinătate. Începând din acest an școlar, copiii din învățământul preuniversitar din statele membre ale Uniunii Europene se pot întoarce în școlile din țară. Notele obținute se vor echivala în conformitate cu noua legislație. Cei care solicită înscrierea într-o unitate școlară trebuie să facă dovada studiilor efectuate în țara din care vin, iar pentru aceasta se întocmește un dosar necesar echivalării. În acest moment, la Inspectoratul Școlar Județean Dolj au fost depuse 14 dosare de echivalare, 13 provenind de la elevii care au studiat în Italia și un dosar al unui elev care a studiat în Luxemburg. Termenul de soluționare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la Inspectoratul Școlar Județean. Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.